Bajă, bajola, baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vrem să vorbim despre vreme, despre ce putem noi să vorbim românii într-un toi de ianuarie când nu avem zăpadă. Despre vreme, normal, despre încălzirea globală, despre nu știu, nu contează, dar să dăm vina pe cineva că nu avem zăpadă, pentru că ne-am cam învățat, trebuie să recunoaștem, cu ierni albe frumoase, așa cum cântă americanii în melodiile lor vechi. Despre White Christmas, un Crăciun alb. Se pare că avem o problemă noi aici, în România. Ori au plecat americanii din zonă și ceva se întâmplă cu zăpada. Oare ce? Haideți să aflăm. Trebuia să fie zăpadă. Vremea e frumoasă, dar nu corespunde anotimpului. Eu zic că e interesant. De ce? Nu e interesant. Foarte urâtă. E ceva deosebit, că n-am văzut mulți ani de zile. N-ați prins de mult așa. Nu, așa ceva. Ați mai prins o perioadă de genul ăsta? Parcă a fost prin 2011, parcă mai văzut așa ceva, dar nu așa ceva, încă așa călduri și... E bine, într-un fel, cu... mai facem economie la căldură, la de asta, dar în rest, cu agricultura e cam... Rău, da. Mai rău un pic, așa, dacă... Da, am mai prins, nu prea am fost în România în ultimii ani. Ah, nu, ăsta am zis că prin zăpadă și nu, prin nimica. Plecăm înapoi în Austria. Am mai prins, parcă cândva, dar nu mai știu exact perioada. Am mai fost, așa sunt omul din asta. Da, un an de zile în Irlanda, exact așa arată iarna în Irlanda. Înțeles, da. Păi bine. Nu, chiar nu. Foarte urât, e luna ianuarie și uitați ce vreme. Nu știu, după cum se vede în ultimii ani sau de când mă știu eu, nu au fost ieri grele cum erau pe timpuri, când aveam câte 3-4 luni de zăpadă și de astea, nu. Nu, mai bine anul ăsta, am mâncat-o lupul, cred că. Deloc? Deloc, cred. Am înțeles. Na. S-ar putea să țină mai mult o leacă în primăvară? Nu cred. Nu? Nu cred. Slabe șanse. N-am meteorologii de că vin în februarie. Am înțeles. După mine, la sfârșitul ianuarie. Estimația. Într-o joi după amiază, cam pe la ora 14:30. Nu vedeți, s-au dus toate cu fundul în sus. La anul. Chiar? Că așa zic. Păi, nu știu. Posibil. Nu, cred că prin februarie, dar să mă vin. Deja am dat, e jumătate al ianuarie, cred că în februarie să vină. Așa spun meteorologii, că are încălzire, are de-a face cu încălzirea asta globală, dar știu eu, nu știu. Are. De ce? Pentru că transformările din încălzire produce perturbații și schimbă sensul curenților de aer și, nu vedeți, totul apare instantaneu. Acum, dincolo, ne așteptam să fie cald și era frumos, în Statele Unite e zăpadă, viscol, ger cumplit, pe noi ne-a ocolit, dar s-ar putea să revină înapoi. Asta Trump zice că nu, eu zic că da, fiecare cu părerea lui. Posibil. Cred că da, cred că da. Cred că este ceva. Ceva se întâmplă, că sunt diferențe mari. În Australia au călduri grozave, în America au înghețuri grozave și zăpezi, și trebuie. Eu unul aștept zăpada, ce să zic. Sunt sigur că sunt îndeajuns de mulți șoferi care... Nu sunt de aceeași părere, dar eu nu aștept, vreau să mă dau puțin cu schiurile, vreau să simt așa din plăcerile iernii și se pare că iarna aceasta avem o problemă, sau poate nu avem o problemă, nu știu, este destul de cald, în orice caz pentru această perioadă, pentru o lună ianuarie, când ar fi trebuit să dârdâim de frig, să tremurăm, nu știu, e destul de cald. Porc și eu mănuși că sunt mai friguros de gen, dar în rest nu pot să spun că ar fi neapărat necesar. Care sau nu legătură cu încălzirea globală, deja cred că putem să spunem că e o perioadă în care sunt prea mulți care zic pro, sunt prea mulți care zic contra. Nu știu ce să zic. Există totuși o legătură cu siguranță cu ce facem noi pe această planetă. Că e bine, că nu... Rămâne să vedem. Dacă aveți idei, vă așteptăm pe www.bf.ro, pe Facebook, Viața Bate Filmul, ne puteți da un like acolo, o distribuire, că nu e foarte greu, și vă puteți și abona la canalul nostru de YouTube. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Băi, șmecherilor, de ce v-ar interesa pe voi cum mi se pare mie vremea?
ai grijă de copilul tău și el va avea grijă de tine. După vorba aceasta, ne ghidăm noi, cei de la Simply Kids. Asigurăm preluarea copiilor de la școală, masă de prânz în sistem, catering. Temele se fac sub îndrumarea unui cadru didactic. Limba engleză. Pentru înscrieri, telefon 0744-238-836. Ne găsiți în Suceava, pe Bulevardul Prefect Gavril Tudoraș, 13A, lângă Școala Generală numărul 9, Ion Creangă. Pentru înscrieri, sunați la 0744-238-836 sau accesați simplykids.ro. Sunteți în căutarea unui acoperiș? L-ați găsit! Cântărește puțin și rezistă în timp. Ludwig Profil. Sistem complet pentru acoperiș. Măsurăm, calculăm și transportăm gratuit. Ludwig Profil. Reprezentant zonal Bilca. Tot ce ai nevoie pentru acoperișul tău. Comenzi la telefon 0747-363030 sau accesând siglă metalică sv.ro.